Dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-l auzi spunându-ți în momentul în care vă întâlniți la porțile Raiului? Tudor, ne-am hotărât să facem un festival de film aici <laughs> și ai la dispoziție un an să faci, pui aici, ai totul la îndemână, cumpărăm ecran. Bună seara, prieteni. Sunteți în fața unor ecrane care vor transmite un nou episod al patrulea din podcastul cu Petcu și Zob, numit Bumărul și Milenialul. În seara asta vom începe în forță pentru că îl avem pe Tudor Giurgiu alături de noi. Salut. Salut. Salut, Tudor, bine ai venit. Nu știu, te uiți așa, nu, oare băieți ăștia mă gândeam că nu, mă gândeam la mine ca boomer. Da. <laughs> nu ești boomer. Nu ești, no? nu? ești no? Ți-am făcut ești deja clasificarea, da, să acest... știi. Nu, no, ești... Păi cum? Nu știu. Ai știi ce ești? No. No. Nu. Nu pot să cred. Generation what? Ești Generation X. Aha. Ești generația X, deci nu ești nici chiar așa okay. rău ca mine <laughs> și nici chiar așa simpatic precum e Alec. fimiul mare așa îmi zice, boomer și de-aia mă sunt... Uh... Da, pentru el Pentru el, ești boomer, cum și pentru, nu știu, pentru fica mea probabil eu o să fiu tot un boomer. Întotdeauna o diferență de asta de o generație, cel mai în vârstă este sigur boomer pentru cei mai tineri. Asta e limpede, adică eu de aici le-au pe toate. Încă n-am avut invitați din generația Silent Generation, care sunt dinainte de război, deci până prin născuți... Ai, să zici, Înainte 40, de 45. Sau da. înainte de 45. Da. C am dezbătut asta. Ce o fi, bă, cum să ăștia? Adică, silent generation, cât îți de tăcuți, adică ce însemna. În fine, le-am luat pe rând. Da. Dar acum vrem să vedem cum vezi tu lumea, nu neapărat lumea, ce, ce se întâmplă acum din ochii unuia din generație X. Că n-am avut până acum. Adică ce te frământă, ce nu-ți place la boomer și ce nu-ți place la cei care vin după tine la milenial. El e milenial, așa că nu, generație Y. O, nu mai vorbești o, de generația Z care sunt cu I generation, născu da. născuți cu laptop în cap. Eu cred că e, sunt falii normale, așa de, de felul în care ne raportăm la o grămadă de lucruri, adică între noi și cei foarte tineri, ne desparte, nu spun e un ocean de, de felul în care am fost noi educați, crescuți. Eu am copilărit pe renalul no. Ceaușescu. Ce repere? Ce, am cu totul alte repere de, de... Nu știu, acum câteva zile am și scris asta, am umblat, am ieșit din casă și nu știam de ce era bezna asta îngrozitoare pe străzi. Un strateg probabil s-a gândit că dacă pe lângă toate restricțiile taie și lumina... Dar la ce oră? Era... Păi era pe la 8, și deodată mi-am adus aminte, mi-au venit toate imaginile pe care unii nu de unde să le știe. Și deodată mi-am adus aminte de uh, mucegaiul care era, de cum stăteam eu cu fânul și uscam peretele din dormitor. Mi-am adus aminte coz la benzină, mergeam, mă trimitam mama cu cartela după pâine și toate chestiile astea. Mă gândeam după aia, zic, uai, De ce mi-aduc eu aminte asta? Și de ce? ar fi relevante pentru alții, că pentru el sau alții nu sunt, dar pentru mine, eu am copilărit cu astea, m-au marcat, și când văd acum că e pană de curent sau că cineva întrerupe cu bună știință, taie iluminatul stradal, asta mi se pare foarte spooky, așa e, Da, dar nu cred că a fost chiar ca vrut cineva să taie curentul, pur și simplu se întâmplă chestiile. Silviu, Știi tu pe cineva care se dus Eu cred în teoriile conspirației. da, 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 da. A, văzut. Flat A ieșit afară, a ieșit pe stradă. Subiectul înaintează. Apăsați pe buton, tăiați. Tăiați curând. Și n-au apărut și niște gaze verzi care nu erau niște pitici verzi care umblau pe acolo. Nu, da, aveam imagini de film, mă gădeam că vine ceața acum peste noi, că ne, ne În fine eu sunt, eu sunt foarte, foarte curios cum era Ardealul în anii 70. Pentru că știu că ai, ai copilărit și la Sibiu, nu? Ai fost câțiva ani o bucată da, destul de mare de timp ai fost în Sibiu și după aceea te ai reîntors în, în Cluj. Da. Și sunt curios cum cum era atunci. Ce să zic eu? Uite, era la, că... era, era la liceu. Era no, la liceu dar și până, până la liceu. liceu că până nu, la liceu, am, copilărit be. la am copilărit în Sibiu într adevăr niște ani, după am am revenit în Cluj, dar era foarte... Adică nu aveam sentimentul, bine, nici nu fusesem în Moldova sau în alte da. orașe, în București, adică pentru mine, știi cum e, te naști într-un loc și ai sentimentul că la lumea, e, acolo. lumea e acolo. Parcul e wow, în fața blocului, cu și de bloc mai faci lucruri care, oricum, acum nu se mai fac, copiii nu mai sunt lăsați afară. Deci era o lume foarte faină și bucuria mea majoră asta în povestea bunica mea era când o trăgeam de mână să mă ducă cu taxiul până la hotel Boulevard din Sibiu să comandăm Pepsi Cola la braserie. Asta mi se părea aroganța maximă Mamă, de Pepsi -Cola. copil în, în dar știi că ziceai de ardeal așa, nu, n-am... Nu, Sibiu, oricum, tot timpul a fost altceva acolo. Față adică de, nu da. e, în Cluj, da, sentimentul ăsta că ești în Ardeal și că Ardealul e o miză. Cred că Clujienii uh, sunt un pic mai mândri decât Sibienii. Da, nu mai știu, mândri da. și cu mai multe probleme. Cluj da. e un oraș care, uh, cum să spun, uh, are multe lucruri de negociat cu trecutul lui și cu, și cu maghiarii în special. Uh, și sunt multe chestii neînchise acolo, deci uh, am copilărit uh, ca oricare alt puști în vremea aia acolo, nu, nimic diferit. Okay. Știi ce vreau să-ți spun? Eu țin minte, am o, am o uh, amintire care nu mă urmărește place. și acum, mm. de Clujul 1983, mm. sau primăvara lui 1984, exact nu mai știu dacă era 83 sau 84, eram la, eram la finala uh, Festivalului Artei și Creației Studențești. Frumos, sunt. În. Frumos. În, în brigada, era, când erau, în brigada era artistică, era artistică, nu? Da. Distractice da, da. acolo. Da. Erau fără băieții care făcuseră divertis și noi nu știam ce la drepturi de autor. Am zis, mă bă, dacă băieții au terminat facultatea, nu, minte, eram 85. Că ei terminaseră facultatea și dacă ei au terminat facultatea, noi am zis distractice. Aveam o, o scenă da, de pe care da. o jucam. Și ne-am dus să mâncăm n-aveam -avea, timp să mergem la cantină ne-a dădus niște bunuri albastre cu... ce să mergi la cantină ne-am dus să la o împinge tava nu mai știu exact, era în mijlocul uh -huh. Clujului și singurul lucru care e, se putea mânca era un orez fiert cu o bucată de parizer al anterior Bun. De... Uh, parizer prăjit parizer prăjit da. cu niște orez alături deci asta era toată mâncarea și da. sincer n-am a, așa ceva n-am văzut în Iași sau în București, unde mai ieșeam din când în când. Eu, fă, eu făcut în facultate în Iași. Și am, am rămas cu gura căscată și am zis, măi, altceva oare oamenii ăștia nu au... De, am zis că nu avem pâine oricum, deci asta e singurul fel de mâncare. Deci nu trebuie trebuia la orez, da, la nu, orez, nu, trebuia, nu trebuia pâine acum. Da, da, asta am da. aflat mult mai târziu. Da. Și ne-am dus la o... unde se făceau plăcinte ceva. Erau niște cornulețe cu rahat. Da, da, da. Vestitele cornulețe cu rahat Cred că avea o săptămână, pentru că erau deosebit de laborios să ne merg. era complicat. Și a fost toată mâncarea. Adică alea le -am, putut, am mâncat trei din alea și ne -am, am putut să mergem mai departe, să repetăm, să mergem la spectacol. Dar eu asta țin minte de acea iarnă sau primăvară de Cluj 1985. Să știi că nost cu nostalgia ori. asta parizerului mă urmărește Aolea. perpetu. N-am mai mâncat parizer ani de zile. Și ieri la birou, colegii mei, nu mi-am luat nimic de mâncare, îi băi, aveți cea de mâncare că mi-e foame. Și ce da, am pregătit, noi am cumpărat de la Hala Traian niște chestii acolo și mi-au pus pe o farfurie vreo patru felii de la de cu muștar. Și cu de un ziar știu? sub Era ziar, ziar, să ziar, <laughs> Dar tablete, faptul că da, mi-am da. pus pe franzelă parizerul ăla și moștarul, deci ceva mai bun, nu, am avut așa o senzație orgasmică de-a dreptul și da, asta e un, iară, un milenial n-ar înțelege fascinația parizerului. Să știi că eu, chiar înțeleg pentru că eu am mâncat foarte mult timp, mâncam numai cartofi prăjiți cu orice, mm. am fost super fan cartofi prăjiți și mâncam cartofi prăjiți cu parizer prăjit. Ok. Deci înțeleg da. înțeleg așa un pic, dar bineînțeles că erau mai multe opțiuni, adică asta era alegerea mea <laughs> pentru că îmi plăcea, dar da. atunci erau și alte erau și alte opțiuni. Bananele când au apărut, mai ții minte? N-am prea mâncat banane. Ai văzut? Portocale erau în jur de Crăciun. Țin minte că... Apăreau portocale. Da, și țin minte că în 89 la Revoluție eram la Cluj, sorme avea 12 ani și se ducea tata în oraș că veneau ajutoare sau se mai descărcau, aduceau marfă nouă și a venit cu portocale și cu banane. M Am văzut banane, erau wow și sormeau au a văzut prima dată în viață portocale și noi toți ne uitam la televizor că încă se mai trăgea, mai vedeai ce în București, se mai relau și tot erau știi, fazele alea cu grenade, cu gloanțe, cu ce și nimeni nu se mai uita la sormea, dar ea era sub masa din sufragerie <gri> în și nu, folosea portocalele în chip de grenade, aha, aha. știi, și se juca singură cu portocalele, le arunca, ea le, se de-a de și le prindea, era incredibil, incredibil și am zis-o prostie, nu avea 12 ani, avea fix 5 ani. Era, ah, ok. Între da. noi e de 12 ani, dar avea 5 ani și era foarte... Era în lumea ei cu, cu portocalele. Uh, mie mi se pare că generația din care faci tu parte uh, este uh, o generație uh, care a trecut uh, prin două evenimente, hai să le zicem uh, marcante și... Mi-ar plăcea să, să ne uh, povestești un pic și să-ți aduci aminte. Uh, primul este. Uh, uh, Cernobâlul. <laughs> din. din uh, da, 86, nu? 86 mm. și, bineînțeles, uh, Revoluția din 89. Dacă poți uh, să te duci un pic în timp și să-ți amintești. Uh, la, uh, în momentul cu Cernobol, eu eram la liceu la Cluj era un liceu de mate fizică, dar special pentru că era unul din cele trei licee din țară care era special, avea specialitatea asta de fizică atomică. Practic când am terminat liceul, mi-au dat o diplomă de operator în tehnici nucleare. Ma, nu știam nimic, dar suna să foarte puteam să <laughs> aplic, să mă angajez la Cernavodă la centrala nucleară. Și evident făceam ore și studiam cum funcționează centralele și așa și uh, aveam aparatură de specialitate, iar după ce s-a aflat de Cernobyl, nu în prima zi, nu în a doua, în fine când a ajuns informația că e un val de particule care s-ar putea să ajungă și la Radioactiv, în anunța, nu da? radioactiv, na. Pro, Profesorul nostru ne murit de de fizică atomică sau fizică nucleară ce făceam noi acolo, uh, ne-a dus prin curtea liceului pe la tufișuri cu Uh, dizometru ăla sau cum dracu îi spunea un contorgă contor, exact și stăteam și așteptam să pârâiesc asta și <laughs> a fost destul de... Bine, el era un personaj noi ne amuzam de cum făcea el măsurători, dar a fost comic. Adică nu erați speriați? Nu mai degrabă Ei, de vă, nu, nu vă am fost mai speriat acum, după ce am văzut serialul ăsta, Miniseria Chernobyl, când mi-am dat seama ce ar fi da, putut da. să se întâmple. Excelent, uh, serialul. Da, atunci nu, nu aveam nicio. Ne-a dat tablete, iod sau nici nu mai știu ce ne-a dat și am trecut uh, rapid peste. Adică eram mai terifiat când auzeam Europa Liberă seara cu ai mei și ascultam ce. Dar te lăsau ai tăi să asculti da, Europa da. Liberă, da? Da. Um mă explicau să nu să nu vorbesc să nu. cu alții cum să, adică let's keep it in the family și uh, ascultam fiecare seară. Oricum cred că atunci uh, erai destul de uh, adică înțelegeai foarte bine chiar dacă erai copil ce e bine să faci și ce e bine să nu faci, da, ce e o regula, bine să, să vorbești. nu faci mișto de Ceaușescu, Exact, să nu da. nu spui bancurile pe care le auzi acasă. Deci era un fel de omerta de asta da, da, clară, da. știai bine ce trebuie să faci și ce trebuie să zici. Și la uh, Revoluție, ce ți-amintești, ce imagine ai? La Revoluție am o imagine foarte clară în cap, eu mă duceam la ora oră de chimie pentru că mă pregăteam să dau la medicină și eram între 12-a și... Cu zei, eram, erai atunci erai în? Eram în Cluj. Erai în și Cluj, era nu? În Cluj, între 12 -a okay. și mă duceam din cartierul meu, din Gheorghen, în alt cartier, în Grigorescu și am trecut prin piața Mihai Viteazu să iau autobuzul și deodată știam ce era la Timișoara, știam că lucrurile nu erau în regulă, dar știi cum e, niciodată de fapt nu concepi că ți se poate întâmpla ție, și ție ți sau poate, că da. și la... Și stând acolo văd tancuri, dar nu unul, adică trecea un desan de tancuri. Era, era soldați scoși la manevre și stăteam așa și mă uitam, zic, băi, zic, ce dracu e asta, zic. Și deodată nu, nu, mi era frică, dar era o, o, stare foarte ciudată, adică era un tip de imagine pe care, pe care mintea mea nu putea să, să o integreze. Și m-am dus la, la chimie, și după aia a început să tragă în oraș. Maica mi-a sunat disperată că să nu mă lase să plec. Eu voiam să plec normal, să văd, să așa. Proful și cu familia lui de acolo m-au ținut în casă și n-am, cred că am... Nici nu mai țin minte dacă am rămas la ei peste noapte sau nu. s a venit tata și m-a luat cu mașina, nu mai știu, dar... Cam așa s-a întâmplat. Am stat după aia baricadați, au fost hiper, hiper drastic cu mine la nu mă lăsa să ies ne-am și certat pe tema asta că eu voiam să ies în oraș auzisem ce se întâmplă și cumva peste ani nu numai că i-am înțeles dar cred că le-am și dat dreptate pentru că văzând după aia câți oameni au murit stupid și în fine s-a tras absolut aberant și în Cluj și în Sibiu nu mai vorbesc din sau au tras ei între ei, arba, armata în armata, armata, miliție și așa mai departe și din păcate mulți oameni nevinovați au murit. Au fost prins la mijloc și total a iurea, da. Dar apoi sentimentul ăsta de, de, libertate cumva a fost cel mai, cred că cel mai, a fost zilele și perioada cea mai mișto pe care am simțit-o vreodată în viață pentru că aveai sentimentul și na, Silviu știe Aveai sentimentul ăla că, mamă, de fapt, acum încep. Acum începe viața exact, cu adevărat. S-a resetat, ai pus contorul pe zero, e T0 și de acum, de, a, de fapt, și eu mă bucuram, zic, mamă, mă duc la facultate, de acum pot să fac ce vreau eu, nu mai aud că aia nu se poate, că acolo să ia cu pile, acolo nu ce. Deci bine, o prostie, o iluzie, dar în da. fine. n impresia că dacă te duci să cumperi ceva dintr-o dată o să fie altfel de oameni? Adică tipa... Eu așa am crezut la, la Revoluție am prins-o aici și <laughs> cu un și cu nu știu ce. Zic, bă, a doua zi dimineață când m-am dus să iau pâine, am crezut că, mă, e altfel și Tipa era la fel de țufnoasă, <laughs> aruncat banii, restul, adică nu se schimba absolut nimic. Pentru mine totul era sistem. Credeai că ea o să fie la... mult mai da, binevoitoare. Da, să fie să... binevoitoare și să discute ce vom face, vom trece și mamă. Noi toți eram exact cum ai zis, mamă, ce spargem acum lumea, frate, da. acum o rupem. Da. Și când colo sistemul ce era dincolo de teșghea, oriunde, era exact același. Băieți, stați la rând, stați acolo, nu avem lapte, nu avem iaurt. Da. Cartofi erau de aia, cartofi boabe, țin minte că anul 90 a fost numai cu cartofi de ăștia, așa erau. păi, nu știu de unde Dumnezeu i să sărac, erau <laughs> <laughs> mazăre, nu erau cartofi. În fin. Da, mi, mi se pare că aveai, aveai și o vârstă, adică erai în clasa 12 și aveai, aveai o vârstă la care puteai să Visezi, mai ales că bănuiesc că vă să dai în, în București, și atunci cred că era un moment. A, era perfect, era era momentul, era rompare, momentul adică, perfect da. pentru schimbare și momentul perfect Ii, da, pentru. Da. A, și de asta n-ai mai, mai dat la medicină, că ai zis, gata, fac eu ce vreau acum. Da. lăsați mă în pace cu Anăvas. I-am lăsat, le-am spus asta vreau, a fost un șoc întreg în acasă la ei, după aia m-au convins tot să dau la medicină pentru că se examenul la medicină era în vară, în iunie la regie se mutase în toamnă și de cumva da. am mai dat și la medicină de gură lor, am picat la 50 de sutimi ah! și a fost, eram atât de aproape de... Ai de scăpat aita. la mustață. Am scăpat la mustață și după aia am dat la regie și slavă Domnului, da, am, am rămas aici. Și primii ani de uh, București, cum au fost pentru tine? Te-ai uh, acomodat mai ușor, mai greu? Mm. A fost foarte. În continuare, eu zic că perioada aia pentru mine, a fost cea mai. O, o perioadă fascinantă în istoria României și în istoria Bucureștiului, pentru că am putut face atunci lucruri pe care, azi, de fapt, nu le mai poți face, pentru faptul că nu erau reguli, pentru faptul că era haos, dar un haos total. Deci, nu nefiind. Era un oraș care cred că se autoguverna într-un fel de... Nu știu cum de fapt se guverna. <laughs> Pentru că nu puteai să faci ce vrei. Adică dacă tu ieșai în, pe stradă, protestai, protestai, nu mai era, nu, nu, erau reguli de cum se fac într mai puteai să... Și după aia, în finalul anilor 90, filmam clipuri cu, pe stradă, cu tot felul de... Fără autorizație. Fără nicio ori. autorizație, cu curse <laughs> de mașini. Deci toți anii ăia, între 90 și 2000, cred că da, și într-un fel sau altul, deși mie îmi place ordinea și organizarea, așa am, am gustat cât am putut. Anarhie. Din, uh, anarhia asta și, și acum, știi, trec pe, niște, pe lângă niște colțuri de străzi unde erau pe vremuri fie cârci, fie tot felul de locuri care mi-aduc aminte de Bucureștiul acelor ani, văd că a dispărut și a devenit totul așa hiperorganizat, organizat uh, uh, și de care discutăm devin așa foarte uh, riguroși și sensibili la orice fel de devine aproape un pericol să încerci să vii cu propunere anarhice sau de ieșire, de ieșire din canon, de ieșire din să încalci așa măcar o regulă mică nu știu, a fost fascinant deci, dar în același timp am acomodat greu adică primii doi ani erau foarte complicați pentru mine, nu prea aveam prieteni, nu știam pe multă lume. Te duceai uh, des acasă, să zicem, în primul an, în primul mă an, an, des, în primii des, doi ani? Nu, nu mă duceam, mă duceam în vacanțe, dar nu mă simțeam prea bine. Adică mi se părea că Bucureștiul era, vedeam în primul rând partea asta, știi? Nu e un oraș prietenos cu... Cu cei din afară. Cu cei din afară. Da. Asta am simțit și eu în primul an. Da, prin 93 sau nu mai știu când, nu, prin 94, 95, nu mai știu, mi-am luat carnetul auto și făceam ore de, de astea de șoferie prin Dristor. Și eu în continuare eram așa foarte manierat și așezat și voiam să respect tot ce citisem eu la carte. Și așa instructorul a observat că nu aveam suficientă personalitate la volan, cum se cere în București. Adică nu, nu înjurai, nu, jurai, uh... nu călcai. Nu asta, trebuia să, să fii înfipt. și înfipt la moment un moment dat mi-a pus mâna pe ștergător, auzi, pe schimb schimbător și a băi băiatule, în orașul ăsta, dacă tu nu îi domini, cred că așa și aș fost ăștia te, te mănâncă, lupi. Te mănâncă ei și bagă acolo, pune mâna și calco, dă nu mai sta că să te uiți, lasă-l pe ăla, pe și în momentul la fiară am devenit. A fost o lecție bună. Total. Dar de ce ai spui, De ce ai spus că uh, milenialii nu sunt de acord? Adică tu consider că cei care au venit după tine sunt. Uh, uh, merg nu doar după regulă? Sau uh, le este greu să sară? Se pare dincolo? că tot contextul social s-a schimbat. Adică noi, uh, noi am fost, în, după cum zic, crescuți și obișnuiți într-un. Într-un într tip de societate care se reconstruia toate regulile, legile, tot ce vrei, s-au scris și de cele atunci. atunci și exact. de cele mai multe ori era un vid de de toate. Adică, de-aia s-au și făcut averi, de-aia s-au și făcut tone de. Și s-au și încălcat, adică chiar dacă au fost scrise atunci legile, da. lumea trăia în continuare ca și cum n-ar fi existat legile. să se putea orice. Ori acum lucrurile devin foarte. Uh, cum să spun, uh, clare, pre precise, de la modul în care parchezi mașina până la modul în care ai voie sau nu să spui o prostie sau ceva care să fie mai politică, incorrect, imediat <laughs> ești amendat, s pe tine, grupurile react de, se, re, se activează, ONG-uri, mi se pare că e, o, a, e un tip de societate cu care, în care pot trăi foarte bine, dar îmi lipsește puțin din, din, din felul ăla defect până la urmă în care trăiam. Era în, o savoare. Era o savoare care dispare pentru că da, ne-am mai civilizat și noi <laughs> și asta e. Și asta vine și cu... Vine cu, da. cu un preț. Vine cu un preț, vine și cu chestii bune și cu chestii... Da. La facultate cum, cum a fost? Adică ziceai că te-ai acomodat un pic mai greu. Asta a fost și, nu știu, din cauza faptului că, nu știu, colegii poate nu erau prietenoși sau mă, eu eram profesorii. Foarte, eram sau. eram foarte mic, adică eram câțiva care eram de 18 ani și, bine, asta a fost o prostie că m-am dus așa de... De cred că, totuși, e o, fac, facultate. e o facultate, da, e o facultate da, unde are, e bine să intri un pic mai târziu. Regie, să, da. E bine să ai niște experiențe, să treacă niște ani, să da. Știi cum e în 89-90, când aveai sentimentul că, mama acum se deschid porțile cerului, vom putea face de toate și ne va fi bine și vom avea și Pariser de 5 stele, de Da, și uh, poate că era bine să mai fi stați, să fi făcut altceva, dar uh, eram câțiva puști, și în rest erau aveam colegi foarte oameni cu familii, colegi maturi, colegi care văzuseră tone de filme, prin, da. noi eu cel puțin la bine Cluj avea o cinematere mai mai vedeai un Felini, un godar ceva, dar puține, nu aveam cultura lor și a fost a fost foarte complicat de, de pentru noi, vorbesc ăștia foarte tineri să ne încadrăm în și până la urmă, sigur, ajungi să te obișnuiești odată ce îți faci prieteni, odată ce legi niște uh, complicități cu colegi că sunt de la regie, de la actorie, cum se întâmplă, de fapt, în meseriile astea unde cred că e mult mai ușor să pătrunzi, să te descurci dacă... Dacă ești în gașcă. Dacă ești în gașcă. Până la urmă, da. Și da. ai reușit să recuperezi din filmele pe care nu le văzusei? Păi eu făceam facultatea la Cinemateca, aici pe strada Eforiei. Da, <laughs> <A>, ok. Cam <că laughs> așa stăteam. A, adică... Deci mergeai la cursuri și după aia mergeai la... Da, câteodată, câteodată, bine. Și facultatea era foarte flexibilă și asta era bine cumva. Țin minte că făceam, dădeam verificări în bufetul facultății pentru că na, eram o mână de oameni, lucrurile nu erau... Aveam să o prietenă la medicină, mamă, când vedeam cât muncește cât învață, mergeam în regia acolo. Mi era, și în, rușine. Era rușine, jur. Era în sesiune și o dădusem în verificare la machiaj, de deci ce materie, Adică <gri> mult <gri> de învățat la machiaj <gri> și o dădeam în bufet, adică mare. Și uh, da, deci uh, cam așa era cu, cu, cu facultatea. Și relația cu profesorii, cei care sunt erau mai în vârstă decât tine, evident. Tu erai la început, da, da, da. 18 ani, anul 1-2. Cum, cum te raportai tu la ei? Pentru că totuși erau niște somități în materie. erau ei, Depinde de la caz la caz. Erau, deci depindea de om, nu era da, o chestie unii te standard. să te simți așa mic și dar ne cu alții, și ne însemna, dar cu alții aveai dialoguri, aveai o relație de până la urmă care a evoluat spre relație de prietenie și erau oameni care, partea bună e că nici ei n-aveau experiență pedagogică Rebenjuc era rectorul facultății a dus acolo, îl iubeam cu toții, la, dar, și, dar el avea la rândul lui un comportament dacă vrei ne se comporta nu ca un rector, se comporta ca un gospodar al școlii, cu un prieten al studenților, sigur, păstrând proporțiile și... Dar era un om care voia să înțeleagă cum funcționează școala, ce e nevoie, ce să-și folosească. Adică era un, era un set de relații în universitate care cred că nu știu cât s-a mai putut repeta ulterior, pentru că era foarte specific acelorași ani de care vorbim. Nimeni nu avea o problemă dacă te duceai să vezi filmele de care vorbeam la Cinematecă, pentru că nu era singura șansă pentru noi să recuperăm și stăteam fie de dimineața până seara, fie doar seara, vedeam 4-5 filme, adormeam acolo, îmi luam mâncare de acasă, sandvișuri, stăteam, vedeam filme japoneze fără subtitrare, filme alb-negru în loc de filme color. Era ceva, dar în fine, era un... Era... Era un sentiment foarte mișto pentru că nu, nu eram doar noi, erau și oameni de la arhitectură și de la litere și în fine te întâlneai. Era un loc, Cinemateca, țin minte că era un loc foarte, foarte special. Se creau legături între cinefili, între studenți, între... Era foarte special. Ai stat la uh, Cămin? Sau ai avut... Am stat puțin la Căminul uh, facultății, după aia am, mă... Atunci era căminul facultății, unde era? A fost în uh, hotel Cismigiu Ah, deci atunci, ok. Unde n-a fost bine. Da. Uh, și de acolo s-a mutat. mutat. Eu acolo l-am prins și acolo am stat în, da, în cămin, în piața Alba Iulia mă rog, în spatele piaței Alba, Alba Iulia Eu am avut noroc că aveam două mătuși care aveau un, un apartament, două, mă rog, un apartament și o gasonieră în centrul București de unde și stau acum și. Ele au zis, hai acolo, că era spațiu și uh, cumva n-am prea... N-ai gustat, n -am viața, gustat de viața de cămin. N-am viața de cămin, am stat acolo, m-am mutat după aia cu chirie prin drumul taberei. Uh, deci în alt oraș, practic. În alt oraș. <laughs> Mamă, cât se făcea cu... <laughs> păi de, am chiar era răle, în alt oraș. pline, ochi, nu mai puteai... Da, deci uh, nu prea cunosc viața de cămin decât așa, că mergeam pe la petreceri, pe la... Și erau multe amintiri memorabile, și din hotel Cismigiu și din celelalte. Pe unde se chefuia atunci? Care era, așa, locul de întâlnire al artiștilor? Uh, an de zile am mers, an nu foarte mulți, dar am mers, mergeam în uh, barul Teatrului Mic. Ok. Unde În Teatrul Mic era, era un loc, uh, cum să spun, foarte mic, evident, da. dar cochet, și uh, se lăsa cu after party, așa, e, sau era sigur. doar... Până, până spre dimineață și era foarte mișto. Veneau actorii de acolo, veneau studenți, era, era foarte simpatic. Și evident, odată ce se deschisese la Național Lăptăria lui Enachie și după aia terasa la montoare, ăla era pentru mine cel puțin kilometru zero fării ăla. Adică acolo mergeam, nu exista... Și ăla s-a păstrat, adică chiar și... Eu și gen, oamenii din generația mea, acolo, cel puțin în primii yes. 2-3 ani de facultate, acolo mergeam. Da, da, da. Până, mă rog, s-a schimbat. schimbat și, da. Sunt curios în momentul în care erai în facultate. Așa am uitat de Cluba. În Cluba A aia în cluba. aveam mulți prieteni arhitecți și mergeam în Cluba des. Era, era un loc foarte, foarte mișto Foarte șui, da. În perioada aia te gândeai uh, la uh, cum o să fie după ce o să termin facultatea, adică te gândeai, băi, o să-mi o să fie greu să, să fac film sau o să-mi fie ușor să fac film, aveai anumite uh, gânduri legate de cum o să fie? Adică aveai un plan? Aveai un plan, aici. da, aveai un plan. Nu, nu mai aveam plan, pentru că prin anul 3 sau 4 ne-am cam lămurit cum stă treaba. A, deci ai înțeles rapid că e complicat. Am înțeles că din toate anul ăla, entuziasmul din 89, nu mai rămăsese nimic. Adică Era deja pe minus. Mi-am dat seama că țara, de fapt, merge într-o direcție proastă, că e condusă de comuniști și că, de fapt... greu era de fapt să decid dacă ar să rămân sau să plec și în afară, mai aveam, nu? Da, și mai aveam profi de ăștia care spuneau, auzeam întâmplări, cum se fac filmele, cum erau aceiași regizori care își împărțeau banii și care făceau filme în calitate și de producători și de regizori, banii nu prea erau și cumva realizai că așa era firesc să se întâmple, pentru că la rândul lor n-au fost lăsați să facă ani de zile cu cenzura, deci și era foarte simpatic, pentru mine a fost foarte cu, mult așa, cu multă substanță întâlnirea cu regizorul Mircea Veroiu, care ne-a fost profesor, nu știu, poate un semestru așa și era un tip foarte special, foarte... Spunea lu lucrurilor pe nume, nu? Adică... Spunea lucrurilor pe nume, în primul rând știa meserie față de alți regizori cu care am mai avut de a face, care vorbeau vorbe multe, dar Veroiu era extrem de Matematic. Precis, știa aparatul, se pune aici, se filmează așa, așa, asta e bine, asta e rău și nu știu, fie... Deci, practic, că... meșteșugul meșteșugul a învățat da, de la el. Cred că în multe lucruri de la el. Da. Hai să nu zic meșteșug, dar tot timpul când mă vedea, poate mă simpatiza sau așa, îmi spunea, băi, ce mai cauți aici? Știi engleză bine, ești băiat deștept, care te nu o să faceți film, nu o să faceți, mai fac eu cât mai pot, săracul n-am mai trăit mult după aia, dar... Trebuie să facem noi, pentru că n-am făcut. mai dar, dar vorbea, cum să spun, nu era o. vorbea ca unii. Nu vă prieten, vorbea de sus, vă... nu vorbea, vorbea ca foarte unui sincer și, și nu. spunea, uite, e totul praf, nu. Și eu sigur ziceam, e, poate nu e chiar așa. Și după aia am realizat că, de e fapt, chiar așa. e chiar așa și, și am avut sentiment. Și, de fapt, nu știam ce să fac. Și odată decis că. adică am decis să rămân și, după aia am zis, bun, da, am. Am ieșit din facultate, am o diplomă, dar cât știu eu despre meseria asta sau despre cum se fac filmele. Și am realizat că, de fapt, știam, nu chiar zero, dar știam foarte puțin. Și din cauza asta am zis: Trebuie să trăiesc cumva în oraș, trebuie să fac niște bani și m-am angajat în niște echipe de filmare. Am dus cafele, am tras de cabluri, am mai coordona figurații, am făcut muncă de asistenție. Ai văzut practic cum, am văzut cum, se, fac cum filmele. Se fac filmele și ce face, practic, ce da, face fiecare. Pentru nu? că la școală nu, nu făceam asta. La școală vorbeam lucruri, scenarii de cum e, dar nu știam în concret cum se întâmplă lucrurile pe un platou și asta cumva pentru mine asta a fost momentul ăla Revoluția mea din, din viață Pentru că am, am înțeles în fine Cum se întâmplă lucrurile Și uh, a avut un efect bun Pentru că mi-am dorit să văd mai mult Să știu și să fac până la urmă Meseria asta Cam așa a fost Deci practic relația cu cei Care sunt din altă mai, mai în vârstă ca tine, nu știu dacă erau chiar boomers sau chiar erau silent generation. Da. eu tot Mă refer la cel. Adică mai silent, da. Mai silent, așa. A ținut tot de calitatea omului, de fapt. Da, clar. Adică, noi ajunsesem la concluzia asta, cred că în, și în emisiunile trecute, că până la coadă diferențele astea între generații se estompează atunci când valoarea intrinsecă a celui cu care stai de vorbă, este mare. Este generozitatea celui care dorește să împărtășească cu tine da, da, da. obiectul respectiv al Experiența lui. Experiența da. lui. Și își pune pe tavă, nu neapărat că trebuie să fie de treabă. Eu nu mă refer că e amabil, ci cu toate că amabilitatea derivă cumva din generozitate, dar faptul de a te învăța și de a-ți pune toate uh, chichițele, toate uh -huh. ala, ghilimelele, toate șmecheriile, dacă vrei. Asta depi, depinde doar de calitatea omului. Și asta transgende orice generație, or, de oriunde ar Correct. fi. Adică calitatea umană înainte de toate. E, e esențial. Asta. Și toată pleacă de la modelul cultural din care provine. A, deci, Felul cum bula, cum ți-o construiești, cum ești construită, asta va fi mai departe, te duci cu bula ta uh -huh. mai departe. Uh -huh. Și Faci treaba pe care o ai de făcut. Da. Și exact cum spuneai tu, găștile, da. cei cu care vii, complicitățile, complicitățile toți care se adună în jurul tău să faci fiecare ce faci. Da. Poate bate cuie sau, nu știu, pune rafturi sau face filme, cum ești tu. Da. Asta, asta e ce. Vezi ce înseamnă să stăm de vorbă de, de câtva timp doar, nu de un an sau doi, dar încep să se așeze lucrurile, începem să pricepim și noi, cei cu generațiile astea, știi? Da. Dar cu cei, tineri, cu cei mai tineri ca tine, cu alți regizori care sunt uh, cu 10-15 ani mai mici ca tine, cum ți se pare? Adică, pentru că ei au prins alte tehnologii, alte tipuri de a vedea, a, poate fac altfel filmele, nu știu. Ai relații cu astfel de băieți? Normal. Și, fete, un, nu, mai băieți. Lucrez cu ei, cu unii, unora le-am produs filmele și nu, fundamental, nu cred că sunt niște diferențe majore diferențele țin de de influențele și de felul în care ei s-au format și de contextul mult mai favorabil pe care ei îl au față de anii despre care am vorbit de cum ne-am format noi. Acum nu ai totul la dispoziție ai Netflix ai alte platforme unde poți să vezi orice. Și am avut ocazii de, cum să spun, de conversație sau de întâlniri cu astfel de oameni care m-au surprins prin acumulările lor. În egală măsură, interesul lor, cred că e un pic altul față de mă rog, lucrurile care mă preocupă pe mine acum. Și nu știu că e bine sau rău, dar spun doar că e, sunt mult mai atenți la lucruri, pur și simplu, foarte, foarte simple, primare, dar de esență: relația între un bărbat și o femeie, felul în care relaționează ei cu o iubită, cu un om apropiat, durerea pe care o resimt atunci când sunt fie respinși, fie când sunt părăsiți, fie când sunt. Deci, cred că e o, e o diferență evidentă între. între între în felul în care între temele sau apăsările mele și apăsările unuia care e cu 15 ani mai, mai tânăr și cred că e și o chestiune de asta de din nou de generație care ne desparte, știi, după 90 era sentimentul ăla foarte prezent că, mama trebuie să dai totul, trebuie să... Ff, să faci dacă se poate o capodoperă după capodoperă primul, <laughs> să, și primul film și nu ce și să vorbești despre toate și să lucru care bine era o prostie evident dar cumva aveam știi sentimentul ăla al perpetu că nu poți greși că trebuie să fie pe când acum lucrurile și cred că cei tine sunt mai relaxați din perspectiva asta adică nu e nicio presiune pe nimeni, sigur, trebuie să te exprimi, să faci lucrurile cât mai bine, dar li știa dispărut această, acel sentiment cumplit că vine examenul sau vine premiera sau trebuie să... Și asta cred că e bine, cumva. Deci, uite, vezi, e bine că oamenii gândesc altfel. Da. Legat de, legat de teme, tu, în primul tău film, te-ai dus spre o zonă destul de tabu, adică mi se pare că este în societatea noastră tabu și acum, să fim serioși. Dar, păi, atunci, relația homosexuală și asta a fost alegerea pentru primul tău metraj. Și sunt curios de ce te-ai dus în zona aia, adică ce. Ce ai vrut să, să nu, ne nu ce ai vrut să spui, dar de ce te-ai dus cumva spre zona respectivă și nu spre alta? Știi cum e, câteodată... A venit subiectul la tine? Da, toate lucrurile sunt atât de simple, adică nu... Aveam tot felul de gânduri, ok, o să vină momentul ăsta să-ți faci primul film despre ce să faci, dar mi-am dat seama că nu, nu aveam, nu mă simțeam eu pregătit să scriu un scenariu cap coadă, nu am, nici acum nu cred că am eu toate armele, uh, armele, sunt un bun cititor, un bun analist, dar nu sunt un bun scriitor cap nu-mi place rutina și munca asta extraordinară pe care o presupune scrisul, nu o simt. Și mă gândeam că o să vină la un moment dat un subiect, o idee, și a venit o carte, Legături bolnăvicioase, scrisă de Cecilia Ștefănescu, și am citit-o și mi s-a părut foarte uh, fresh, total altceva față de ce citisem în literatura română, cu o temă foarte. Uh, foarte provocatoare să vorbești în România anului 2000, cât era atunci, 2, 3, 4, despre o relație între două fete, ups, cam, cam complicat. Și mi s-a părut că mai presus de asta în carte se făceau multe referiri la Bucureștiul studenției, la un anume tip de niște imagini și locuri pe care i le văzusem, căminul de la litere de pe Gabroven sau nu mai știu pe ce stradă era, tot centru vechi care era o ruină pe vremea aia și în fine era, foarte, era o carte senzorială, mi-a retrezit sau eram, eram foarte aproape de emoțiile și de un anume tip de da, de, de imagini, de, de, vedeam lucruri le, le, le simțeam. Erau practic, palpabile, erau da. Palpabile. Și de asta am avut curiozitate am contactat-o pe Cecilia și ne-am hotărât să scriem împreună și așa ieși filmul. Deci n-a fost o, un program de ăsta de hmm. a hai să șocăm, hai să facem ce... Dar într-adevăr a fost challenging și a fost cumva foarte... Interesant că am, am vorbit despre ceva ce nu se vorbea la momentul respectiv. Și nici acum nu se prea vorbește. Ce acum adică nu se prea Tot se, este da. o nișă asta, în continuare. Nu este un subiect la mâna da. oricui. Da. Și cumva am avut și surpriza asta: că filmul a circulat mult, cel puțin în exterior, în străinătate, în multe țări, a fost cumpărat. Și acum, tot timpul, îmi spun că, de fapt, cel mai bine circulă filmele care sunt pe nișe nu adresate unui target foarte precis, foarte din, da, da. zona gay-lesbian, filmele horror, filmele, mă rog, comedii romantice într-un fel sau altul, adică sunt nișe care sunt, care produc bani și faimă și circule și ne-am trezit și eu și actrițele din film cu mail și <cute> ne-a ne scris la un moment dat o, o fată din Brazilia ei s-a părut că România sau cum arăta București sau așa, s-a părut de romantic și îndrăgostit de București? Era îndrăgostită de una din fete, de fapt. Ah, da? ok. Și uh, a veni, și mi-a scris că va veni în București și că dacă am vrea să ne întâlnim, dar cumva pierduse mail-ul sau nu prea mă descurcam eu cu mail, în ăia, mă rog, eram mai la început. Și eram în Cărturești la un moment dat. Uh, mă uitam la, căutam niște DVD-uri și era o fată așa care se uita la mine, se era prin 2008-2009, cred, și se tot uita și uh, zice, nu ești Tudor Giurgiu în engleză? Ba da, eu sunt cu tare din Rio de Janeiro, am venit în București, wow. m-am întâlnit cu stocărița. Maria Popistașu, Stocărița, aș zic, wow, zic, <laughs> să, să, faci un om să bată, bine, am venit în vacanță, probabil, nu vizita doar România, dar mi s-a așa. Părut așa o chestie foarte da, ciudată. Eu țin minte când am văzut am văzut filmul și uh, a răscolit în mine niște lucruri. Categori, adică sunt puternic. acolo niște momente foarte puternice, nu vreau să, uh, să dau spoilere, dar sunt niște momente uh, și din punct de vedere actoricesc foarte bune, care te fac așa un pic să. Uh, uh -huh. Da, și uh, su, su, mi s-a părut că ai, ai, avut, uh, ai avut curaj cumva să faci uh, să faci chestia asta uh, fiind primul tău film. Și uh, mergând mai departe, uh, ai făcut un festival. Cred că prima ediție a fost în 2002, uh -huh. 2002. Anul ăsta fac 20. De ani. Anul ăsta se fac uh, se fac 20 de ani și uh, eu sunt foarte, sunt foarte curios pentru că festivalul ăsta l-a început într-o perioadă în care în România nu prea se făceau filme, într-o perioadă destul de ciudățică în care nu prea știai ce și cum și știu că e greu să cuantifici, dar sunt... Sunt foarte curios cât a fost nebunie, cât a fost ambiție, cât a fost, nu știu, încredere, din asta oarbă așa, pentru că sunt, sunt convins că n-a fost, fost deloc, sau cât a fost viziune, dacă vrei. E un pic de din toate așa, pentru că era tot, eram într-o perioadă în care nu mai voiam să mai lucrez să fiu asistentul, fusesem asistentul lui Pintili, am stat 8 luni după el în toată, în minele din Valea Jiului, am făcut... Iartă-mă, sunt doar, scuză-mă că te întreb, sunt doar curios, este adevărat legendele alea că tregea... 15.000 de multe duble. duble multe până și... când la un moment dat la o 17 a dublă sau a 16 erau toți obosiți și el cronometra duble și spune uite e tot 24 de secunde. Asta înseamnă că acum se așează și că de-abia acum dacă durează dacă fiecare dublă durează 24 de secunde Pentru că... 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 Eu, eu știu că trăgea din astea pe adică pe uh, prim planul pe mâna sau pe degetul care se ducea pe sonerie și nu-i plăcea și, dar nu, nu știu nu, cât nu, e legendă nu, nu și era cât era așa. e... Nu, dar avea nu okay. o o, o, la un moment dat chiar și o cruzime așa în a, a dar își urmărea țelul da. foarte precis și după ce am lucrat și cu el și nu am lucrat o vreme la Atomic TV care a fost o experiență iară foarte mișto pe care am zis ce mai fac acum pentru că făcusem niște lucruri importante pentru mine și zic băi trebuie să fac film, dar unde să faci film în România când în anul 2000 nu se făcuse niciun film, era trist de tot și din nou a să ideea asta să măcar undeva să plec din țară și uh, cred că undeva decizia asta a fost compusă din cocktailul de, de, de care aminteai tu Bă, nu știu în ce procent a fost uh, a fost un pariu nebun a fost o idee venită tocmai pentru a arăta că se poate pentru că fusesem la faimoasele festivaluri de film de la Costinești sau la Mamaia toate erau niște încercări atât de, de românești de balcanici, erau niște Toată lumea venea de fapt, nu? Să stea la mare, să te. și noi, în Să te duci cu o fată pe ultimul să te rând duci și să. duci cu mai să... multe fete, da. sau cum se nimerea și uh, nu era nimic de fapt serios. Era o glumă, se cheltuia. Organizarea bănuiesc era. Era atroce. Da. Și uh, Chișu era singurul care făcea treabă bună cu Dachino. dar și la el erau probleme de bani. Dani e un personaj, cum îl știm, uh, uh, simpatic, dar. Uh, la rândul lui, într-un an, n-am mai avut bani de premii, nu, eu eram bucuros că o să câștig un premiu, n-am mai avut bani să-mi dea, zic, băi, dar ne... anul ăsta ți-ai găsit să n-ai Da, și din toate astea am zis, băi, nu, trebuie să arăt că se poate și asta, toată perioada asta coexista cumva, sau în toată perioada asta mergeam și eu cu filmele mele scurte în străinătate și vedeam acolo festivaluri făcute ca la carte în Germania, în Olanda. În Olanda m-au cazat pentru un amărât de film scurt la Hilton. Mamă, era primată în viața mea când stăteam la Hilton. Eram, filmam apar, camera aia de 14 metri pătrați, făceam poze, zic, wow, cum arată. Deci, și, dar nu, nu doar asta, era un anume tip de de eveniment, vedeam cum se organizează, eram hiper impresionat și îmi imaginam că nu fiat de complicat să facem și la, și la noi chestia asta și uh, am început să scriu unor oameni, m-a ajutat un polonez care conducea festivalul de la Varsovia. M -a, îl cunoșteai? Făcut. Sau? Nu, nu, cu și, okay. și prin e mail așa mi-a făcut un tutorial de how to am adunat o echipă, oameni cu care lucram, cu care mă știam, care au vi s-a părut ciudat tot proiectul meu, dar au zis hai să vedem. Și cumva, dintr-o dorință de asta de a arăta, de fapt, că se poate, a ieșit, a ieșit festivalul. Și de ce, de ce la Cluj? ți s-a părut că este un loc mai bun? Sau au fost datorită autorităților locale? Că și asta poate este o chestie. No. Am comparat, țin minte că am făcut un studiu de piață ah. foarte profil la vremea aia între București, Cluj și Timișoara. Și am luat și Iași un calcul, dar singurul oraș care a performat bine la toți indicii era Clujul, pentru că aveam în primul rând o, multe săli care erau mult mai bine dotate decât uh, celelalte, erau foarte apropiate unele de alte, erau funcționale, uh, erau conduse. România Film, care avea sălile, era condusă de o doamnă, doamna Bodea, care colaborăm și acum că era mână de fier așa. Și uh, sigur că e orașul în care m-am născut și mă gândeam... A, și ne-am uitat pe niște statistici uh, care spuneau că la vremea aia un locuitor din Cluj vedea de două ori mai multe filme pe, sau se vedea un oraș de două ori mai multe filme pe cap de locuitor față de București. Erau Cozla... Erau mai mulți cinefil, practic. Erau mai mulți cinefil și am zis, yeah, s-a tranșat, gata, yeah, we, we have a winner. <laughs> Știm da, unde facem. Și așa, primăria, la primărie era domnul Funar, care, în fine, nu a părut foarte mișcat de ideea asta că vom face un festival, dar după aia a înțeles. Dar nici Până nu v-a pus bețe în roate. Nu ne a adică, pus deloc, -a. din potrivă, ne-a ajutat cu ce... Fă, nu ne-a dat bani, ne-a ne dat, în fine, ne-a ajutat cu ce trebuia să ne ajute. A dat o masă pentru participanții la festival, câștigătorul i-a dat cheia orașului și, și nu știu ce trofeu de ăsta care după aia s-a oxidat sau nu știu ce i s-a întâmplat. În <laughs> <laughs> fine, da uh, Clujul acelor ani, dar în, cred că a fost o idee foarte bună și nu București nici acum nu mi se pare un, un oraș potrivit pentru pentru un anume spirit de festival care îi ține foarte mult cred de geografia spațiului București e extrem de de Întins. răsfirat, așa. Da. Bine, s-au coagulat în ultimii ani niște, niște zone, un cartier creativ, niște zone în care se întâmplă lucruri, dar uh, nu e suficient. Deci, practic, de dacă ai luau încă o dată, tot în, da. tot în cluj, te duci și... un orice oraș mai mic, de tipul celor din Ardeal, asta e, de acolo vin, asta fac. Uh, Asta îmi place. Tipul ăla de geografie și de, de. îți dă ocazia să, cred, să exploatezi mai bine și să, toate aturile unui festival, să aduci oamenii aproape, să fii, să simți spiritul ăla al festivalului în, în toate locurile, fără să te răsfiri prea mult. Cumva. Uh -huh. Și în felul ăsta, mă gândesc că în felul ăsta, organizând. Organizând un astfel de eveniment artistic foarte legat de film normal, că e festival de film, ai ajuns să uh, lucrezi mai mult pe partea de producție sau pentru că văd că în ultimul timp ai produs mai mult decât ai regizat? Da, cum, cumva, am făcut. Uh, chestia asta a venit uh, independent de, de festival. Am făcut am, când am terminat facultatea din nou din dorința aia de a înțelege cu ce se mănâncă meseria asta am făcut și niște cursuri de, de uh, ce înseamnă să fii producător de film au venit niște englezi foarte tari producători mari care au făcut cursuri în România și în Cehia uh, plătite de Soros. Deci sunt un uh, sunt ești de, uh, un fan Soros uh, sunt un fan Soros soldat <laughs> în uh, armata lui Soros. Și datorită lui iată am fost am avut șansa asta care mi-a schimbat și asta într-un fel viața. Pentru că eu îmi imaginam, știi, când auzi un producător de film, păi unul care are bani foarte mulți, să mulți, dar știi, întâlnindu-i pe oamenii ăia, mi-am dat seama că de fapt e meserie, eu, cu tot o altă meserie. Tu trebuie să știi, să știi unde sunt banii, să-i cauți. Nu e, în Europa nu e modelul ăla americanului care e investitor, care... Și acum sunt mulți americani producători care vin din banking, sunt oameni care de fapt n-au nicio habar n-au ce se întâmplă pe un platou de filmare, poate nici n-au fost vreodată, deci, în fine, am învățat ce face un producător, mi s-a părut fascinant că sunt, erau foarte mulți care aveau, ei avuseseră ideea unor mari filme, ei au adus un regizor, ei au pus cap la cap o echipă artistică și... Ei au scris niște proiecte, ei au, adunat... de fapt e un antreprenor care... Da, nu, este și artist. Câteodată. Câteodată, da. Nu ești antreprenor în habar -am, în zona de Horeca la, cu, să te gândești cum să faci înghețată sau la pantofi sau așa, ci te ocupi de filme și asta mi s-a părut, eu neavând nicio educație economică, ai mei habar nu aveau afacerile, era ultimul lucru care să-i să fi preocupat dar am încercat să înțeleg și chestia asta cumva m-a făcut să pun întrebarea să, trebuiau să se nască și producători în România, pentru că nu prea erau și cam așa, mi-am făcut o casă de producție, mi-am luat un fax, n-am să niciodată vremea aia, când dacă nu aveai fax, nu exista, Nu adică nu, asta fac o la cu nefolosit, cred că <laughs> ani de zile, dar după aia am comunicat și pe fax și uh, da, am putut să am putut să Țin minte că după seminarul ăla am avut șansa să rămânem prieteni cu câțiva dintre oamenii ăia și am făcut o, cred că primul meu job așa ca producător a fost o reclamă la, la Daewoo, dar era o reclamă unde a venit echipa din Corea, regizorul. Oh. Așa și era fascinant cum se întâmpla tot procesul de colaborare între români, coreeni, Uh, filmam la Craiova, la Uzina, la ei. În turnul lui Babel. Uh... Da, era ceva îngrozitor. Cu banii. Ce bani în bancă? Ne-au venit cu sacoșa, cu bani, ne-au dat. <laughs> Au plasere băie în România. N am zis niciodată, am făcut tranzacția în Hotel Jiu din Craiova, cred că îi spunea, cred. Și acolo m-au instructat cum să primesc banii, ne au dat o pungă, după aia trebuia să dau niște, niște bani înapoi și la ei ca la noi, oh, adică nu, <laughs> să nu ne imaginăm uh, că în Corea lucrurile se făceau altfel. Și în fine am pus și eu plicul deoparte și ne-am strâns mâna și s-a filmat. Wow. A fost tare. Uh, noi avem și niște uh, noi avem și niște rubrici și um, Aș vrea să uh, facem chiar distractiv. Da, aș vrea să să facem așa un exercițiu de uh, imaginație sau de imagine, cum spunea Dâncilă, mm. acum ceva timp și să Ce mie de Da, da. Chiar un, că, personaj, un personaj Un personaj. Uh, un personaj care cred că ar merita la un moment dat da. oh, cel puțin un uh, un documentar sau ceva. Da. Și uh, aș vrea să uh, să-ți închipui că avem aici un, un peștișor care-ți poate îndeplini uh, o dorință. Să zicem că peștișorul este aici, colegul da, să meu, bumar uh, uh, aici de față, una singură, una singură, și uh, dacă poți să ne o împărtășești. Practic, dorința ta cea mai arzătoare. Cea mai adânc, pe care n-ai -ai, spus-o sau nu-ți-ai. Vreau eu să fac un lucru sau să obțin ceva. Gândește-te ca, ca și cum ai, ai frecat lampa și apare. Se întâmplă. Se întâmplă, da. Probabil că. Nu știu, să, să mă. Peștișorul ăsta ar trebui să mă convingă sau să mă învețe sau să să mă pună să fac ceva ce eu n-aș putea să fac niciodată în viață. Și anume, nu știu, să f ceva dintr-o zonă hiperextremă, să m pentru mine. E adică să sar cu parașuta sau să. Să sar cu parașuta, să fac bungee jumping, să mă duc uh, un canyoning extrem, să fac. Uh, nu pot să fac chestiile astea. Dar Am de ce o... ai vrea să faci chestia asta? Pentru că mi se pare că e o senzație foarte, e o senzație unică, e o senzație cu care nu te întâlnești Ok. de des. E o senzație care, prin care te expui la un la o uh, îți expui corpul, mintea în special uh, și viața. și viața. <laughs> de, și de ce era. o corești? ce mai important? Adică... <laughs> Da, și mi se pare că sunt mult prea, de fapt, mult prea cu minte și mult prea, așa, am grijă extrem de, deși nu tot timpul, dar excesele pe care eu le fac au o limită și o limită care e dictată de, de ceea ce cred eu că, de un prag de pragul ăla pe care mi-l fixez și tot de multe ori îmi spun mamă, dar de ce n-ai face și de ce ai face asta? Și celălalt geam din mine spune nu, 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 stop, stop, stop. Deci da, peștișor ar trebui să mă lege la ochi, să mă <laughs> să sedeze, să-l bată să dea pe ceva, geamă, nu? da, și să mă arunce în... Dar care este cel mai uh extrem, să zicem, lucru pe care l-ai făcut din zona asta, nu știu, să zicem un roller coaster din ăsta uriaș sau te-ai dat în prostii de genul ăsta sau ai făcut Nu, nu, și aia, mă, și acolo sunt, sunt total paralizat, paralizat de frică, paralizat de nu, nu pot să fac chestia asta. Okay. Nu pot, n-am am m-am dat odată cu filmul la nici măcar în Disneyland sau ce m-am dat în, într-o chestie de asta, într-un într fel Not de lor. Lor. Nu, doamne ferește, dar ceva, <laughs> în orice caz, ceva mai mai, mai domol. Așa. Și am plecat de acolo, cu, eu oricum aveam o hernie de disc care m-a mai loveat, după ce m-am învârtit acolo, m-am trezit cu o durere, zic, doamne, zic, nu mai mă dau un de astea niciodată. Dar, în fine, cred că e important, în orice caz, să-ți să ieși din zona de confort și uh, fac asta în fine cu aceste limitări uh, cât pot de des pentru că altfel mi s-ar părea că trăim așa foarte plicticos și îmi place să simt o brumă de pericol măcar sau de. Deci, Nici nu te mai întreb dacă ți-ar plăcea să sari precum Felix Bau Baumgartner. Baum, bauma, bauma, care au sărit a de la nu știu câți kilometri, nu din avion, kilometri. Asta, deci bănuiesc că el a și leșinat în timpul cătere, că au fost câteva secunde, <gătări> și, a revenit, și a revenit. omul și a acționat. A mâncat oricum, o supă, avea, a avut avea multe. o supă, da. bănuiesc ca să-i dea drumul la automat, adică dacă leșin, îți pleacă oricum uh, parașuta de la un moment da. dat. Dar deci nu asta, asta mi se pare Never, maxim să fii Sigur my... să fii. Mie, mie sincer mi se pare mult mai, nu știu, mult mai greu ceea ce faci tu. Adică pe mine eu nu aș face și am făcut destul de multe chestii de genul ăsta. Merg și cu motocicleta, mă dau cu placa, am făcut parapant, am făcut multe chestii. Mie, mie mi se pare în schimb absolut copleșitor să ai o responsabilitate atât de mare. Deci cred că, nu știu, m-aș arunca de la etaj, m-aș duce uh, undeva și mi-aș opri telefon, internet, tot și m-aș panica foarte tare. Pentru că în momentul în care mi-aș da seama câtă responsabilitate am, acum, de exemplu, am niște filmări, am început podcastul ăsta, am și un bebeluș acasă și simt câteodată că măi, dar ce fac unde nu mai știu cum mă cheamă. Mi se pare cum Cum faci, adică cum. No, asta să știi câteodată, avantajul e cel puțin la. Asta s-a întâmplat cu mine că nu conștientizez tipul ăsta de răspundere. nu e atât de în serios. Nu iau atât de. Bine, o iau în serios, dar nu vreau să mă copleșească dimensiunea ba istorică, ba de că e complicat și ce, nu, încerc să o fac să mă comport absolut normal, dacă e ceva care nu mi-a ieșit sau ceva de care să nu un eșec să I put it behind, nu mă mai uit, nu mă mai interesează, merg doar înainte, mă focusez doar pe ce am de făcut și țin minte că tipul ăsta de, de reacție de care spui mi s-a întâmplat post-colectiv, când Cumva cred că toți ne-am văzând ce s-a întâmplat acolo, cu toții am reevaluat de fapt uh, varii momente în care am consimțit să fim uh, expuși unor riscuri de genul ăsta și nu ne-am dat seama. Și evident, organizând evenimente și organizând lucruri de scala, de scala asta cum e, cum e tifu, uh, mi-am adus aminte de câte prostii se puteau întâmpla, de câte făceam petreceri și concerte într -un, în centru închise, în Clujului, inchise, hotel da. continental, care era distrus la vremea aia și acum e tot distrus. Mă rog, s-a renovat un pic pe din afară, dar clădirea așteaptă să fie vândută. Dar la vremea aia cădeau lucruri din... Adică dansa toată lumea acolo, cădeau lucruri din... juri Jur, din tavan... <laughs> Plus că era un candelabru, n-am să uit niciodată cu sticlă greu care atârna acolo de și nu cred că era doar unul, știi? Și sentimentul ăla că de fapt se putea întâmpla o tragedie oricând, adică noi făceam cu... Stai Stăteam toată noaptea până dimineața acolo, se putea, putea, să fie, nu, nici nu vreau să mă gândesc. Dar știi faptul că nu conștientizai lucrul ăla, atunci acum evident lucrurile din nou anii trec, uh, sunt alte, sunt alte norme, alt, mod de a gestiona de fapt toată partea asta de organizare, ne apropiem firesc și normal de cum fac americanii, englezii în special, țin minte când veneau în România la filmări, primul lucru de care erau preocupați era health and safety. safety. Nu, adică, ok, idei, vrea regizorul, nu știu cum, bine, bine, hai să vedem întâi cum facem să fie totul sigur pentru cel care e expus unui astfel de experiență. Și asta era ultimul lucru la care să. Oh, Doamne, te preocupa. oh <laughs> Nu te preocupai de așa ceva Da. cum e, muzica, lumina, să fie <laughs> fain, să fie experiență, să ne distrăm, da. Și că tot ai vorbit de uh, colectiv, uh, nu pot să nu te întreb despre uh, premiile, de, nu, despre uh, nominalizările, pentru că încă nu sunt premii, poate vor fi. Despre nominalizările uh, colectiv și uh, Babardeală cu Bucluc, uh, și aș vrea să te uh, întreb uh, despre, despre uh, cele două filme în contextul în care. Uh, sunt uh, foarte mulți care deja comentează... Uh, e foarte multă hate -ă reală. Sunt foarte mulți care comentează și vorbesc despre filmele astea. Poate încă nici nu le-au văzut și totuși uh, uh, își dau cu părerea. Cum vezi chestia asta? Adică... nu no, E normal. E normal, nu? Adică... Come on! Nu trăim în Elveția. Adică... Uh, odată ce se întâmplă un astfel de eveniment, e firesc să oamenii unii să spună wow, alții să înjure. E felul în care noi trăim, noi ne alimentăm din tipul ăsta de, de, de reacții și de... Probabil altfel ne-am plictisit dacă... Da. Nu, filmul care a luat ursul de aur eu nu l-am văzut, deci nu pot să fac... Part... nu l-am văzut, că nici n-aveam cum să... Putem să vedem pe Torenț. Lumea de-aia de comentează nu. că a scăpat pe Torenț și toată lumea acum are... Da, deși regizorul a ieșit pe Facebook și a zis că nu ceea ce este pe Torenț nu este varianta da, finală mă rog, și... Mă, mă, mă rog, mă sigur, e e sau nu e, filmul era acolo. Deci nu, deci nu vreau să discut despre acest film, nu l-am văzut, nu vreau să intru în corul celor care au păreri. Și în al doilea rând, ce, ce, mi se pare cu adevărat important e succesul colectivului, care e un film care cred că e foarte solid, e un film care stă în picioare. Din nou, e debatable, putem avea păreri, e Unora nu le-a plăcut că apare prea mult Vlad Voiculescu, sau că dar oamenii, în general, nu știu și, în fine, nu pot să-i acuz că nu știu cum se face un documentar. Un documentar de tipul celui de-al colectivului e, e un. sau are în spate un proces în care regizorul a stat cu camera a primit acces fie în redacția la GSP. Și la da? Ministerul Sănătății a stat non stop, tu nu știi ce se întâmplă, tu nu putea poți. să fi... nu se întâmple nimic. putea să nu se întâmple nimic, putea să lucrurile să o meargă. E strict alegerea lui, n-a fost niciun master plan, n-a fost nicio conspirație în capul lui, e un om matur care a decis să facă în felul ăsta filmul cu materialul care l-a avut, la nu e un film care să glorifice unul sau pe un sau altul politician. Uh, și cred că e un film care va rămâne o, un document important, nu doar despre colectiv, cât despre etapa asta în care, în care ne-am aflat cu toții, apropo de nu de țară, de mișcări de stradă, de căderi de guverne și mai departe. Și cred că o să. Dar, uite, americanii au fost extrem de încântați de fapt de. de l-au văzut. Uh, mult mai mult decât sau l-au privit cu totul altfel, față de cum îl privim noi, și l-au văzut au un documentar necruțător despre analiza corupției în sistem și despre munca jurnalistului și despre da cum vor. jurnaliștii au reușit să ajungă la, la un adevăr, culmea jurnaliștii de la un ziar de sport. Adică asta li s-a părut americanilor o chestie fabuloasă și cred că e minunat că s-a întâmplat așa să, să avem să reușească să intre pentru prima dată în istorie să intrăm cu două nominalizări la Oscar, eu cred că are șanse mari să ia premiul pentru cel mai bun documentar. Partea proastă e că din nou nu mai am 20 de ani, nu mai am naivitățile de la Revoluție. Tare mi-e teamă că tot succesul și vibe-ul ăsta bun în jurul filmului nu va schimba prea multe la noi în țară cinemau e așa un fel de moft, de sport de salon la curțile marilor de dregători, nu deranjăm pe nimeni, nici ei nu deranjează, filmul e privit așa ca un produs de bun de pus în niște vitrine, dar față de teatru, față de operă, față de alte arte, e, e extrem de desconsiderat și de loc sprijinit la nivelul unor mari politici care de fapt nu există. Deci... Uh, nu ești optimist pentru următorii ani? optimist, da. Dacă mai, ales în, în contextul pandemiei. Mai bine pandemiei. Îi spuneam peștișorului să mă învețe să fac o afacere <laughs> cu... Și ai avut o singură dorință. O singură dorință, avut, o singură și ai vrut să te arunci avion. rugam să mă învețe să cultiv niște chestii, să-mi fac o fermă cu... <laughs> adică, cred da, că... dar cine o să sară din avion și o să fie super cool? Da, așa stai drept, da. După aia mă doare, o să filme, filme nu se mai fac, o să mă doare stomacul de foame. Da. Cred că e momentul să începem chestionarul. Să facem chestionarul. Și aș lăsa la sfârșit aia frumoasă. Da. Pentru că uh, e lui și uh, să nu dezamăgim. Adică trebuie să aibă ceva scris, nu? Cred da, că. da. Cred că a venit cu ceva scris, nu? Nu știu, să, să, vede, să vede... Vrem să, să te rugăm să ne răspunzi la un chestionar. Este un chestionar pe care noi l-am luat, l-am preluat de la James Lipton de la Inside Extra Studio. Nu știu dacă ai văzut. Este chestionarul cu care se termina emisiunea lui unde erau intervievați... Actorii, regizori, uh -huh. de la De Niro până la Charlize Theron. Uh -huh. Și uh, da, ești, ești pregătit? Da. Perfect. Care este cuvântul tău preferat? Am un timp limită sau? Nu, <laughs> ai tot timpul. melancolie. Po să te întreb de ce? Sună bine. Sună bine. OK. Care este cuvântul care îți displace? E o, e o sintagmă. Nu, nu se poate. Nu se poate. <laughs> asta, asta îți face. Nu, în rău. Îți are, îți are în cap, sau nu? Da. Mai auzi, nu se poate chiar no, și acum. Nu. Nu. Serios? Sună. Yeah. Nu se poate, șef. Nu se poate sau nu. Bine, nu mă refer nu la se... in, nu mă refer de la instalator, Adică mă refer în, în ceea ce faci da, tu. Nu, cred că nu, nu se poate. Nu se face așa sau nu. nu greu merge așa. sau nu merge. Nebunesc. Cine va lucra domnule aici? <laughs> Cineva? Uh, ce te excită? Din orice punct de vedere. Te vezi că fac, am început să... <laughs> uh... Mă excită ideea că mă apropiu de aeroport, sentimentul că pot să călătoresc, că mă apropiu, că sunt în avion, că miros. Mă excită și când miros o lăcrămioară sau uh, simțurile sunt excitate și când miros... Uh, uite, vezi, vorbesc mult de miros... Uh, de vremuri noi spuneam Palux Silviu nu știu da, cum s-ar da, traduce. Da, 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 da. cred că n-am tras suficient <laughs> Palux se dădea pe parchet și erau două mâini. Colorant chimic, nu știu, avea un miros. Acum aracet, de... adică Nu, aracetul, aracetul de lipit, e... Asta era un lac care se dădea Palux da. era un lac care se dădea da. pe pe parchet, și trebuia să aerisești mult pentru că era, într-adevăr, era un miros. Nu puteai, o zi, mm. două, o zi, două, trebuia să aerisești camera. Nu puteai simți, nu puteai locui acolo. Era, într-adevăr, te usurau ochii, se umflau nările, da, mamă, da, da, ce? Da. Foarte puternic, foarte puternic. E adevărat. Ce îți taie cheful? total și fără întoarcere. Tot mai des îmi taie chef întâlnirile sau discuțiile cu oameni uh, interesanți, cu oameni de la care n-am ce să ce să învăț, nici ce să... Uh, asta îmi taie cheful mediocritatea, prostia umană. Mi se pare că trăiesc mai am 20 de ani și mi se pare că trebuie să petrec timpul cu sens și când văd sau când dau de... Sunt contexte în care trebuie să faci conversație sau să te întâlnești cu oameni care sunt... Uh, să spun, nu au, nu ai, nu ai de primit de la ei nimic, nimic sau da, da. A, asta îmi taie tot cheful. Ok. Care este în jurătura ta preferată? Mamă! De la un ardelean trebuie să primim ceva. Adevărul <laughs> e că aici suntem, da, un ardelean, un moldovean și un, Ești așa, un muntean, 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 să zicem, da. da. Da, eu n-am. Adică nu, să nu te aștepți la nimic uh, colorat. Uh, nu, am, uh, nu am niște. Uh, n-am colecționat așa chestii savuroase precum le găsești la filmele lui Daneliuc sau în romanele lui <laughs> Radu Aldulescu. eu sunt. Uh, sau poate, nu știu în juratura pe care o folosești un Tot pic mai des. atât. Mi se pare mai... Când mă enervez asta, Când te primul lucru, da. Și după aia poate mai elaborez, da. Asta e prima care îmi vine. Ok. Care este sunetul care ți place foarte mult? Sunetul pe care îl iubești? Sau zgomotul pe care îl iubești? In Inevitabil mă gândesc la, la Faptul că femeul mic e posedat când aude aspiratorul, dar pe mine mai nervează îngrozitor. White noise. Da. Probabil că e un, un zgomot sau e un, un sunet foarte special. E. Nu l-au tot timpul, dar când mi se întâmplă îl rămân absolut așa... Wow! Îl găsești sau îl auzi în porturi mici unde în noaptea auzi embarcațiunile, mă rog, ce sunt ele, bărci, iahturi, ce fi, mm -hmm. sunt ancorate acolo și se... Din cauza tangajului se dau cap în cap, auzi uh -huh. și un pic de mare, mai auzi, mă rog, pe și noaptea mai greu. Dar e e ceva în acel tip de... Știu că am stat o oră în șir să înregistrez pentru filmul meu la care am lucrat uh, și e, e foarte special. Nu știu de ce pentru mine are așa un uh, mister, are o... Uh, îl asociezi poate și cu anul, de, de, cu vara, nu? Cred că îl asociezi și cu, și vara, cu vacanță, e, și cu călătorie. E ceva acolo eu, culmea, n-am, adică am fost pe barcă, nu sunt un mare. Deci nu am vocații de navigator, dar e, un, e ceva, mis, e un mister aparte în, în, în melanjul ăla de, de sunete. Foarte interesant. Care este zgomotul pe care îl urăști? Mă cred că detest aspiratorul, de fapt. L-ai <laughs> anunțat, l-ai anunțat, da, jur, nu. Cred că va trebui să investesc la un moment dat într-un de la. Silențios, vă care da. merge prin casă, ci, cum să costă o avere, dar avere costă mult, dar nu. Mi se pare o, o agresiune sonoră îngrozitoare. Ce meserie, în afară de a ta, în afară de ale tale, ai vrea să încerci? Comentator sportiv. Nice. tot ce Asta îmi doream să fac de când eram mic. Asta era... Asta vreau să întreb. Da, era o chestie, știi... Țopescu, ai crescut anumen. cu... Un sport anume? Scuză-mă. Orice. Nu, sigur că... Na, fotbal, tenis, ce am mai văzut, ce... Handbal, dar... Uh, uh, am crescut cu Țopescu, Cţopescu. și... în Fine. Uh, nu doar cu Țopescu, neavând acces la multe meciuri de fotbal, le ascultam la radio. Exact. Cu faimosul Ion Ghițulescu, cu Domozina, cu toți marii eroi ai vremii alea. Ascultam și comentatori spanioli, ascultam meciuri din campionatul Spaniei și cumva asta e o chestie care n-am făcut-o niciodată, n-am încercat și am așa regretul ăsta. Ce meserie în afară de a ta nu ai vrea sub nicio formă să încerci? Bănuiesc că. Pe cât de mult m-am apropiat eu de medicină, nu n-aș vrea acum să mai fac Nici nu mi-aș putea imagina, nu. Nu cred că mi-ar provoca nicio bucurie, nicio plăcere. Sigur că ajut oameni, sigur că e extraordinar, dar nu, nu mă văd deloc în. în tiparul ăsta. Uh -huh, uh -huh. Am, am ezitat pentru că voiam să spun. Uh, varianta cea mai rapidă era să-ți spun ceva legat de. Construcții de de <laughs> meșteri, de 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 meșteri. meșteri lucruri care pe mine mă, sunt. Am două mâini stângi. Noroc că știu să schimb un bec să fac când reușesc să fac ceva în casă, mi se pare că wow. m-am făcut dar sunt, sunt 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 foarte prost în zona asta dar cred că asta până la urmă vine și știe ca datul cu parapanta, probabil că ar trebui să fac o dată și chestia asta ca să îmi depășesc niște complexe. Uh, Tudor, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-L auzi spunându-ți în momentul în care vă întâlniți la porțile Raiului? Tudor, ne-am hotărât să facem un festival de film aici <laughs> și ai la dispoziție un an să faci. Pui aici, ai totul la îndemână. Cumpărăm ecran, le dăm la toți. nu Riders, noi ne ocupăm. Da, cealiste aici, te așteaptă. Nicol, vrea și ea. Cam asta mi-ar plăcea să spun. Îți dai seama. Da. Festival de film doar cu. Foarte fain. Mulțumim! Și cu Catherine Hepburn, de fapt, să nu uit. Astea erau cele două mari uh, dive din, uh, din uh, perioada copilăriei care -au, cumva m-au și apropiat. Hepburn de, și? Catherine Hepburn și Beth Davis. Și Beth Davis. Ele sunt bine acolo, ne așteaptă. Acum. Da, da, da. Întârziem noi apelul. Da, îți mulțumim foarte mult. Cu drag chiar apreciem că Sper ai că venit Sper că nu ne treci în categoria M-am gândit când ai început să povestești de aia, mă Și eu am vrut să știu, zic, îmi pare rău că n-am fost mai interesanți dar oamenii nu cred totuși că a venit cu oamenii ăștia. Bă, m-au ținut aici o oră și ceva. Nici n-am învățat nimic de tot eu trebuie să vorbesc, adică asta e, știi. Da. No. Sunteți bine, sunteți. Ok, suntem bine. Sper că ne despărțim, prieten, nu? Da, Sau clar despărțim că... prieteni nu? Să despărțim prieteni. clar. Doamne ajută. Mulțumim, apreciem. Drag. Thank you. Merci. Dragi prieteni, ne despărțim aici de episodul numărul 4. Am văzut ce înseamnă să vezi din punctul de vedere al unui regizor cum vezi lumea ca un om din generația X. La revedere!